Decizia afisează descentralizarea activității celor 30 de cluburi sportive studențești existente la ora actuală și a fost aprobată în 17 septembrie prin modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 26 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale. Ministerul Educației precizează că această reglementare are ca temei legea numărul 104 din 2019 pentru modificarea și completarea articolului 223 din legea Educației Naționale, care oferă universităților posibilitatea de a prelua cluburile sportive universitare. Anterior acestei modificări, cluburile sportive studențești funcționau în subordinea Ministerului Educației. Hotărârea stabilește și forma de conducere a acestor cluburi, astfel directorul care va avea și calitatea de ordonator terțiar de credite va fi numit director în urma promovării concursului organizat de instituțiile de învățământ superior de stat în maxim trei luni de la data intrării în vigoare a actului normativ adoptat.